vorbit la așa multă, așa grup mare. Așa, bun. Primul meu cheamă Victor Perdevară și... Victor Perdevară. Și spre deosebire de alte persoane care în țara asta vara nu dorm și mai fac alte treburi, eu nu pierd vara. De profesie sunt animator socioeducativ, lucrez cu copii și dezvolt ateliere de creativitate și reimaginare urbană în diferite comunități. Iar în timpul liber sunt hoinar. Călătoresc foarte mult. Tema, subiectul de astăzi e vorba despre, primul rând, despre legate numele meu de familie, care cumva mă urmărește în fiecare zi, dar și legat de faptul că sunt pasionat de hoinăreală. Și în 2008 eram așa un tânăr destul de plictisit de viață, în sensul că nu aveam viață socială, nu aveam prieteni, nu știam limba engleză, nu călătorisem absolut deloc. Și singura mea profesie pe care o aveam era cea de șoarece de bibliotecă. Și într-una din zile am deschis o revistă de dezvoltare personală care avea o poezie scrisă de Robert Frost. Iar în finalul poeziei era această strofă care mi-a dat de gândit. A fost ideea legată mai exact că eu eram pasionat de, nu mai știu, de călătorii, dar nu aveam curajul de a călători. Și atunci mi-am spus, asta seamănă cu un vis de-al meu, cel de a călători, și mi-am pus-o pe prima pagină a jurnalului și în fiecare zi, când deschideam jurnalul personal, aveam această poezie. Timpul a trecut, iar în 2009, aproximativ la un an distanță, am trecut printr-o perioadă foarte grea în viața mea, am trecut printr-o depresie puternică. Aveam deja 20 de ani și mă gândeam oare încotro să ia viața mea. Aveam de ales două drumuri. Ori să merg pe drumul pe care deja le știam, cel de șoarece bibliotecă și care să nu facă absolut nimic, ori să iau pe drum necunoscut. Și în momentul acela, am luat o decizie pe care astăzi o respect, cea de a urmări un vis din copilărie. Pentru că am spus că nu mă pot dezvolta personal, altfel decât să iau un vis din copilărie și să-l îndeplinesc. Și visul acela din copilărie a fost să merg cu bicicleta prin țările vecine. Evident că prima dată am mers la mama și la tata, pentru că eram conectat direct cu mama și cu tata. Și prima reacție a fost, păi Victor, vezi de treaba ta, atât la facultate, ai trebuie mai importantă decât să călătorești prin vecini cu bicicleta. Și în momentul acela am spus ok, vreau să fac asta și am început să caut oameni care poate să mă ajute, oameni care au crezut în povestea mea. Și în aprilie 2009, mai exact în 13 aprilie, după ce am făcut rost de sponsorizări, după ce am făcut rost de toate materialele necesare, m-am pornit la drum. Și am pornit de la Timișoara spre Viena, iar de la Viena m-am întors acasă, pe malul Dunării. Îmi amintesc foarte multe amintiri memorabile. Nu-mi amintesc întâmplări neobișnuite, pentru că nu a fost o călătorie neobișnuită. Chiar dacă a fost o călătorie inițiatică, pentru mine a fost mai important în momentul acela să mă cunosc pe mine. Fiind în mare parte din tură singur și călătorind pe drumuri secundare, drumul pe baraj, pe malul Dunării, am avut timpul pentru mine, timpul cel mai prețios. Și sunt foarte curios în această sală câte vreau să văd persoanele care și-au analizat viața, au avut ocazia să analizeze viața de la primele clipe, de la primele amintiri și până la momentul de față, mâna sus. Wow! Sunt chiar impresionat, mă bucur foarte mult să văd că sunt astfel de persoane în sală. Pentru mine a fost prima dată când am făcut acest lucru.
Și atunci mi-am pus pentru prima dată niște întrebări pe care astăzi le consider esențiale. Întrebările au sunat în felul următor. Cine sunt eu? Ce rol ocup eu în societate și în grupul în care lucrez? Mi-am pus întrebarea cum pot continua această inițiativă și mai departe întrebarea a fost ce știu eu să fac. Au fost niște întrebări la care nu aveam un răspuns. Mă gândeam în fiecare zi la viața mea pe care o să o am în următoarele luni și principalul aspect pe care l-am îmbunătățit când m-am întors acasă în mai, în 13 mai, pentru că a durat o lună această prima expediție, a fost faptul că am nevoie neapărat de un plan de dezvoltare personală. Și nu am crezut niciodată în cărți care îți spun 1000 de metode de îmbunătățit, dar am spus că funcționează după sistemul meu propriu. Am dus acasă și gândul meu era în continuare la cea tură cu bicicleta, la toate întâmplările care mi s-au întâmplat și am spus, ok, sunt obligat să închid această buclă, pentru că a fost primul proiect în care eu am putut să fac cap-coadă. Și în acel moment am spus că continui provocarea și o să merg în turul României. Și în iunie, la sfârșitul iunie, până la mijlocul lui august, am fost într-un tur al României în care am continuat întrebările despre mine, întrebările despre viața mea și control meu. S-a terminat bucuria de a călători și m-am întors în toamna lui 2009 la facultate. Ei, nu mai era Victor cel din 2008, nu mai era Victor din înainte de aprilie 2009, era alt Victor, alt om care s-a întors cu alte idei. Atunci am pornit, ca niciodată, să particip la foarte multe traininguri, foarte multe cursuri, să aplic la foarte multe programe de dezvoltare personală, la foarte multe programe de voluntariat. Aveam un ritm de viață haotic, nici acum nu imaginez cum puteam să fac față acelei situații. Ajunsesem la un moment dat să am probleme cu greutatea, pentru că mâncam când apucam. Și am continuat acest ritm haotic de viață până în mai 2010, când am mers la Reșița să vorbesc despre tura cu bicicleta. A fost o prezentare la Universitatea Eftimie Murcu și ne-am spus studenților de acolo cât de frumos a fost. După eveniment am fost chemat la centrul de voluntariat din Reșița și am început să prezint cât de frumos a fost tura aceea și cât de mult mă interesează dezvoltarea mea personală și profesională. Și doamnele de acolo mi-au pus o întrebare, o serie de întrebări pe care pe mine mi-au clarificat anumite aspecte. Și mi-au pus întrebări de genul, Victor, în ce domenii de activitate vrei să activezi? Care sunt punctele tale cheie? Care sunt oamenii care pot crede povestea ta? Și m-am dus cu câteva teme acasă și am stat și am analizat oare cum pot eu de acum să fac ordine în viața mea. Și n-am să povestesc despre perioada care s-a petrecut din mai 2010 și până acum, am să spun despre câteva realizări pe care le-am făcut din aprilie, începând din aprilie și până acum. Am vizitat 11 țări, am fost în 6 schimburi internaționale de tineret, am dezvoltat peste 200 de ateliere de creativitate în foarte multe școli, am 900 de prieteni pe Facebook real cunoscuți din toate colțurile lumii și cred că cel mai important aspect e faptul că acum implementez ceea ce am construit în 2009 și în 2010. Iar acum, spre final, aș vrea să vă îndemn pe voi, pe cei din sală, să luați un vis din copilărie, o pasiune pe care o aveți și să transformați. Și apoi o să vedeți că o să crească ca voinicul din poveste. Mulțumesc!